și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte Protopop, preacucernici părinți directori, preacucernici părinți, iubiți frați și surori. Duminica a doua din postul mare este închinată unui mare sfânt al Bisericii, Sfântul Grigorie Palama, cel care a fost arhiepiscop al Tesalonicului. Nu sunt multe duminicile închinate individual unor sfinți. De aceea, aceștia pe care Biserica i-a ales numindu-le o duminică specifică a lor, înseamnă că sunt cei mai reprezentativi. În sensul în care au avut o lucrare care a umbrit viața Bisericii, a adumbrit viața Bisericii într-un mod foarte consistent mai târziu. Aș îndrăzni să zic că Sfântul Grigorie Palama este foarte, foarte aproape de Dumnezeu. Și de ce pot să spun acest lucru? Pentru curajul și puterea propovăduirii pe care ne-a dovedit-o, pentru buna îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El a fost în acel moment și de acolo încolo așa a rămas în viața Bisericii, drept Cel care ne-a spus cu tărie și ne spune că cu tărie că Dumnezeu poate fi cunoscut. Că Dumnezeu poate fi văzut. Că omul poate să intre într-o relație directă, intimă, aievia, autentică, cu Dumnezeu. Duminica trecută am primit această invitație, pe aceeași linie. Filip i-a spus lui Natanael, aflându-l pe Domnul, vino și vezi, vino și vezi și tu, vino și trebuie să te întâlnești și tu cu El. Iar astăzi, această chemare, care exprimă până la urmă conținutul întregii vieți duhovnicești, este și teologisită. Este și exprimată într-o terminologie specifică, răspunzând unui context anume și apoi până la urmă, rămânând, ziceam, în viața Bisericii de o constantă de neînlocuit. Dumnezeu poate fi văzut. Dumnezeu poate fi cunoscut. Omul poate să intre în relație cu Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama a trăit în secolul al XIV-lea. Și în principiu, întreaga sa activitate s-a desfășurat în prima jumătate a secolului al XIV-lea, ziceam, în Tesalonic. A fost o dispută mare în acele vremuri. Cum de altfel se poate întâmpla și s-a și întâmplat și în decursul istoriei în alte momente, din când în când. Un anume mare teolog, Varlaam de Calabria, așadar din Italia, dar venit în răsărit, afirma cu tărie și se vede că avea condei și avea și grai. Convingea pe mulți că Dumnezeu nu poate fi cunoscut de către oameni, pentru că Dumnezeu, fiind perfecțiune, fiind desăvârșire, nu poate să intre în contact cu lumea. El reprezenta un vechi curent filozofic de dinainte chiar de venirea Domnului în lume, prin care se spunea că Dumnezeu șade undeva acolo sus, în transcendența sa și nu poate să se atingă de lume, pentru că lumea în sine presupune ceva imperfect. Ceva nedemn de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să ia contact cu creația.
El este prea bun pentru creație. Și atunci, în decursul timpului, unii și alții au fost cei care au spus: Dumnezeu a făcut creația și se smerește către creație și vine în creație și poate fi cunoscut de către creație. Și întruparea stă ca dovadă la acest lucru. Că Dumnezeu nu stă în confortul Său acolo, în împărăția Lui, ziceam, în transcendența Lui, fără să poată fi cunoscut și să uită de acolo spre lume. Ci Dumnezeu vine jos pe pământ, între noi, se face unul dintre noi. Apostolii L-au văzut, toți contemporanii Lui L-au văzut întrupat, L-au văzut propovăduit 3 ani de zile. De aceea și Evanghelistul Ioan își începe prima sa epistolă în acești termeni. Ceea ce noi am văzut, ceea ce urechile noastre au auzit. Aceea vă propovăduim, nu altceva. Adică nu e vorba de un Dumnezeu de departe, e vorba de un Dumnezeu de aproape, care poate fi cunoscut. Și întreaga viață spirituală și tradiția filocalică a bisericii noastre exprimă acest adevăr, esențial de altfel. Că Dumnezeu poate fi cunoscut încă de aici, nu numai în împărăția Lui dincolo. Și pentru acest lucru ne străduim noi toată viața. Doamne, să Te văd! Doamne, să Te cunosc! Doamne, să Te simt în viața mea! Și atunci Sfântul Grigorie Palama, și el un om educat al vremii, dar și cu o profundă viață duhovnicească, petrecându-și o vreme în Sfântul Munte Athos, și în mod special în apropiere de Mănăstirea Vatopedu, pentru unii care au fost acolo, având și o experiență duhovnicească pe lângă cultura vremii, i-a răspuns acestui mare teolog și a dat direcția Bisericii, adică a dat mărturie, confirmare despre întreaga tradiția Bisericii, că Dumnezeu poate fi cunoscut real, aevia, direct. Și de aceea Biserica L-a arătat printre cei mai importanți propovăduitori, corifei între ierarhi. Pentru că a spus cu tărie, a mărturisit cu tărie acest conținut, ziceam, al întregii Evanghelii și al întregii vieți bisericești, că noi Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Și de aceea, în imnografia zilei, Îl cinstim pe Sfântul Grigorie Palama, zicându-i: pe Vestitorul Dumnezeieștii Lumini, pe Cunoscătorul Tainei Cele Cerești a Sfintei Treimi. Pentru că El n-a vorbit din teorie, așa cum vorbea acest Varlam de Calabria, El a vorbit din propria Lui experiență, de aici și buna îndrăznire. Și noi facem diferența. Când un bun vorbitor, retor, ne transmite ceva, ne place. Dar când vine un trăitor, un om cu experiență înaintea Lui Dumnezeu, simțim altfel cuvânt. Pentru că vine din viața Lui. Și El ne va spune nouă ceea ce eu am văzut, ceea ce eu am auzit. Aceea vă spun, nu altceva. De aceea cuvântul Său este atât de puternic și a rămas în tradiția Bisericii, vedeți, de aproape 700 de ani, așezat la Mare Cinste, în această Duminică a doua din Postul Mare. Mă voi folosi pentru a-i creiona un medalion, portret al Sfântului Grigorie Palama, de una dintre stihirile cântate la vecie, foarte frumoasă, foarte consistentă ca și mesaj. Limba cea trează, i-am zis, spre învățătură răsunând în urechile inimilor, ridică sufletele celor nepăsători. Și prin cuvintele tale, cele grăitoare de Dumnezeu, scară se află, suind pe cei de pe pământ la Dumnezeu. Pentru aceasta, Grigorie, minunea Tesalii nu înceta rugându-te Lui Hristos să lumineze cu dumnezeiasca lumină pe cei ce te cinstesc pe tine. Și acum o iau pe bucățele. Limba cea trează. Cu limba facem foarte multe lucruri. Dar când zicem limba cea trează, înseamnă sau exprimă starea de vigilență, starea de trezvie pe care Sfântul Grigorie o avea înaintea Lui Dumnezeu. Și vorbea duhovnicește. Și dacă este să ne întrebăm cum vorbesc cu oamenii duhovnicești, ne răspunde Părintele Rafael Noica: oamenii duhovnicești nu spun nimic de la ei, ci spun doar ceea ce Duhul le dă a grăi.
Oamenii duhovnicești nu spun nimic de la ei, ci doar ceea ce Duhul le dă a grăi. Așadar, de aceea limba cetrează. Spre învățătură, am zis, răsunând în urechile inimilor. Cuvintele de regulă găsesc urechea și creierul, mintea. Dar aici zice urechile inimii. Tocmai pentru că sunt altfel de cuvinte decât cele pe care noi le folosim îndeopște. Sunt cuvintele Duhului și cuvintele Duhului țintesc adânc. Cum ar zice Sfântul Apostol Pavel. Și despică încheieturile, rărunchii și intră până acolo în ființa noastră adâncă. În terminologia imnului am numit această adâncime. Inima, urechile inimii. Urechile inimii. Inima fiind centrul în care omul se întâlnește cu Dumnezeu. Partea cea mai adâncă, partea cea mai intimă în care Dumnezeu ni se descoperă. De aceea Domnul zice că din inimă ies cele rele, dar și cele bune. Pentru că acolo este locul unde se dă lupta, dar acolo este și începutul raiului, în inimă. Este locul unde să se rășluiește Dumnezeu. Și acum, limba cetrează, cuvintele pe care le rostește, zicem noi, ridică sufletele celor nepăsători. Sufletele celor nepăsători. Este cea mai mare boală a vremurilor noastre. Indiferența. Anestezia, aș numi eu. Anestezia duhovnicească. Ca să ne fie și mai la îndemână. Pentru că zi de zi, prin micile sau marile plăceri, prin ceea ce ne oferim noi, nouă înșine, de fapt, ne anestezem simțurile cele duhovnicești în așa fel încât să nu mai pună întrebări serioase. Să nu mai avem în vedere viața în profunzimile ei și viața care presupune și aduce cu sine și suferința și chiar și moartea. Și de aceea și suferința, dar și moartea ne iau prin surprindere și nu știm cum să le abordăm. Pentru că ne anesteziem simțurile duhovnicești și încă o dată zic, nu privim viața cu tot ceea ce presupune ea cu seriozitate. Nimic nu aș zice mai mult decât atât. Cu seriozitate. Și trăim într-o stare de indiferență. În general, vorbim. Și în mod special, față de cele ale lui Dumnezeu. Și acum, aceste cuvinte puternice ale Sfântului Grigorie ridică sufletele celor nepăsători, adică ale noastre. Ridică. Ce înseamnă ridică? Adică ne înalță spre cer puțin. Pentru că indiferența presupune a ne face una cu Pământul. A privit doar în jos. A privit doar la aici și acum în sensul de plăceri imediate. În sensul de bucurii imediate. Și pe cât de imediată, pe atât de trecătoare. Ne ridică. Biserica, Evanghelia, chemarea lui Hristos, cuvântul duhovnicesc, ne ridică înspre cer. Omul duhovnicesc privește înspre cer. Și atât de multe nevoie și zilele noastre să privim mai des înspre cer. Ca să devenim noi, mai noi înșine, mai adevărați ca oameni, până la urmă. Și continuă. Și prin cuvintele tale, cele grăitoare de Dumnezeu, scară se află suind pe cei de pe pământ la Dumnezeu. Cuvintele se află scară către Dumnezeu. E atât de bine când ești într-o groapă, nu? Și n-ai cum ieși, să te poți folosi de o scară. Treaptă cu treaptă, asta înseamnă scară. Treaptă cu treaptă. Nu poți să sari de pe prima treaptă pe ultima treaptă. Ce nevoie să iei treaptă cu treaptă. Și cuvântul, acest lucru ne exprimă, cuvântul lui Dumnezeu, acest lucru ne învață. Să pășim pe prima treaptă, apoi pe a doua treaptă, apoi pe a treia treaptă. Și până la urmă și postul, perioada aceasta binecuvântată, nu este altceva decât o scară. De aceea ne este chiar foarte indicat în această perioadă să și citim o lucrare care se numește chiar așa. Scara a Sfântului Ioan Scăraru, pe care îl vom prăznui în a patra duminică a postului mare. Treaptă cu treaptă, ne suim la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu devine parte din viața noastră și ne învață cum să trăim și ne urcăm încet, încet la Dumnezeu. Iar în cele din urmă, zicem Sfântului Grigorie, pentru aceasta Grigorie, minuna de sarii, nu înceta rugându-te lui Hristos să lumineze cu dumnezeiască lumină pe cei ce te cinstesc pe tine. El este și numit teologul luminii. Pentru că am avut această diferență între ființa lui Dumnezeu, că noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu până la capăt.
pentru totul. Și de aceea ființa lui Dumnezeu, zice el, noi nu putem cunoaște, dar putem cunoaște lumina lui Dumnezeu, energiile lui Dumnezeu. Îl putem cunoaște pe Dumnezeu prin harul lui, prin ceea ce el ni se descoperă. Și el a spus, a subliniat cu adevărat și a rămas în istoria misticii și a teologiei noastre de cel care ne-a învățat că Dumnezeu poate fi cunoscut prin harul său, prin lumină. Și de aici teologul luminii. La fiecare utreime, la sfârșit, zicem la doxologie, într-o lumina ta vom vedea lumină. Pe Dumnezeu îl vedem în lumină, în lucrarea Lui, în energiile Lui pe care ni le arată față de noi. Și acum vine partea foarte practică, ca să fie mai la îndemână. Poate i s-a părut ușor mai greu până acum. Partea practică. Cum trăim noi această realitate la care Sfântul Grigorie ne cheamă? Să-L întâlnim pe Dumnezeu. Să-L vedem pe Dumnezeu. Să-L simțim pe Dumnezeu. El este Cel care a descris în cuvinte, a teologisit ceea ce noi numim astăzi isihasm. Adică lucrarea aceasta de liniștire. Așa se traduce mai pe limba noastră. Liniștire. Și de ce liniștire? Pentru că pe Dumnezeu îl putem cunoaște numai în liniște. E vorba și de liniștire sau liniște în opoziție cu gălăgia lumii, cu zarva, cu sunetele, cu mișcarea, dar e și vorba și mai mult de atât de acea liniștire ca stare lăuntrică. Pentru că Sfântul Grigorie n-a fost doar un exponent al lumii monahale, pe care noi de regulă o asociem cu liniștirea, cu tăcerea, cu singurătatea. A fost în Sfântul Munte Atos, vă spuneam, dar a fost și arhiepiscop al Tesalonicului. Adică a stat în mijlocul orașului. Aici e partea frumoasă pentru noi. Pentru că nu ne cere Sfântul Grigorie, nu ne învață neapărat să părăsim orașul, ci ne învață să ne liniștim în mijlocul orașului. Spiritualitatea pe care El ne-o propune este una citadină, sau și citadină. Așadar, este una și pentru noi. Și cum ne propune El să trăim această realitate? Vă voi folosi de două exprimări, tot dintr-o cântare de la Vecernie. Se vorbea acolo despre sălășluirea tăcerii și despre adâncul cuvântului. Și acum, iau pe primul. Sălășluirea tăcerii. E mare nevoie să facem liniște în viața noastră. Și lucrul acesta îl afirm cu referire la fiecare zi pe care noi o trăim. După zarva pe care o trăim la serviciu, pe mașină, în oraș, e foarte important ca acasă să creăm un alt fel de mediu. Sau măcar pentru o vreme. Liniștea, tăcerea fizică e de mare nevoie atunci când ne dorim o stare lăutrică în consecință. Și de aceea, chemarea pe care ne-o face este aceasta. La modul cel mai practic. Când venim din oraș, mai puțin televizor, mai puțin zgomot, mai puțin calculator, mai puțină muzică, mai puțin zgomot în general. Noi nu mai suntem obișnuiți cu tăcerea. De aceea și când venim acasă, primul lucru pe care îl facem este să pornim ceva, să sune ceva. Pentru că nu ne mai place să ne auzim nimica. Și creierul nostru s-a obișnuit în această formă. Numai că, în felul acesta, nu putem nici pe Dumnezeu să-L auzim, pentru că ziceam, Dumnezeu să descopere tăcere. Oricum am vrea. Și atunci, e mare nevoie în fiecare zi de acest exercițiu. Mai puțin din toate acestea. Iar atunci, înainte să ne punem la somn seara și dimineața bună înainte să mergem la serviciu, e nevoie de acest timp de tăcere însoțit de rugăciune. Și mă înțelegeți și mai bine cât de greu este să facem tăcere dacă ne gândim la momentul nostru de rugăciune pe care îl facem, mai lung sau mai scurt. Ne punem în genunchi și foarte greu ne adunăm. Pentru că, deși suntem singuri poate în cămăruța noastră, mintea noastră o ia umbla iurea.
Mintea noastră se duce peste tot pe unde am fost înainte sau peste unde vom merge, sau pe unde vom merge în zilele următoare. Și aduce tare multă nevoie ca să ne liniștim exterior, pentru ca și înăuntrul nostru să poată să se bucure de un moment de tihnă. Așadar, sănășuirea tăcerii și adâncul cuvântului. Vorbim foarte mult în zilele noastre și prea puțin mai ascultăm. Cuvântul și-a pierdut din conținut, din tărie, tocmai pentru că grăim foarte mult. Un om care vorbește bine și vorbește cuvântul lui Dumnezeu, niciodată nu vorbește mult. Vorbește măsurat, vorbește atent, vorbește atunci când trebuie să vorbească. E foarte important să redobândim calitatea cuvântului pe care noi rostim. Și să nu vorbim brute și nevrute. Și încă o dată zic, cuvântul să fie un dar pe care îl facem unii altora. Cât de frumos este în tinerețe, dar nu numai. Când cineva îți spune, te iubesc. Sau îți spune, mulțumesc. N-avem de-a face cu cuvinte la întâmplare. E drept că și acum, atât de mult tinerii mai ales ne spunem unii altora, te iubesc, încât și acest cuvânt își pierde din conținut. Dar nu e nevoie să rostești la nesfârșit ca să dovedești cuiva acest lucru. Poate că e nevoie să îl rostești la nesfârșit atunci când nu ești sigur pe el. Și vrei, de fapt, să convingi pe celălalt de ceea ce nici tu nu ești sigur. Dar oricum, cuvântul, ca să fie, să aibă tărie, are nevoie să fie măsurat, are nevoie să fie însoțit de conținutul în consecință. Așadar, sălășuirea tăcerii și adâncul cuvântului în mijlocul orașului. Amândouă, de fapt, ca și context, ca și spațiu pentru rugăciunea neîncetată, pentru rugăciunea constantă, pentru rugăciunea cât mai deasă, dacă vreți. Aproape toată lumea are acum o metanie pe mână, nu? Și aproape că o folosim ca un element de frumusețare. Punem în jurul mâinii, nu? De fapt, metania este folosită, sau ne este destinată, tocmai pentru ca să ne ajute ca și cuvântul să-și capete tărie, prin gândul permanent la Dumnezeu. Mergând pe stradă, la servici, sau în alte locuri, cu această metanie în mână, nu doar monahii, ci toată lumea poate să facă acest lucru, rostind, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasă. Și în felul acesta, mintea noastră se umple de Dumnezeu și mintea plină de Dumnezeu se coboară în inimă. Se întărește prin simțirea inimii și toată viața noastră nu este altceva decât o stare permanentă înaintea lui Dumnezeu. Iar când stăm permanent înaintea lui Dumnezeu, Raiul își găsește loc în inima noastră. În această duminică, așadar, ne gândim la Sfântul Grigorie Palama, cel care ne învață că Dumnezeu poate fi cunoscut aievea, poate fi cunoscut direct, cu adevărat, și ne indică și calea. Iar calea aceasta este liniștirea, însoțită de cuvântul bun, cuvântul măsurat, iar toate împreună, cele două împreună, context pentru a chema neîncetat numele lui Dumnezeu și, în consecință, pe Dumnezeu în viața noastră. Amin.